Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, vă invit la o etalare generală să vedem astăzi cărțile de tarot și oracol ce ne prezintă, ce este important ca dumneavoastră să știți. Dragii mei, această etalare este pentru voi, indiferent de momentul în care vizionați acest videoclip. Să vedem care e mesajul acestor cărți de oracol. Ce trebuie să știți dumneavoastră? Trebuie să știți că există o problemă în ceea ce privește o karmă. O karmă din familia dumneavoastră. Care este pe cale, cred, să se termine. Iar această karmă, să știți că vă aduce sprijinul unei persoane. Timpul a sosit ca dumneavoastră să puneți punct la ceva anume. Deci această karmă va fi plătită și simt că sunteți voi această persoană, cât foarte bine poate fi și cineva din familia dumneavoastră, dacă aveți soț, soție sau o persoană din familie. Însă există sprijinul acestei persoane sau voi puteți sprijini această persoană să treacă prin momente dificile. Această persoană poate avea peste 39 de ani sau în jurul acestei vârste. Haideți să vedem ce altceva mai trebuie voi să știți. Ce altceva trebuie voi să știți. Pentru că a existat o ceartă, un conflict, iar voi ați descoperit anumite lucruri care nu v-au plăcut. În ceea ce privește, să spun, căsnicia dumneavoastră, în ceea ce primește o moștenire în care au fost implicate și sunt implicate, de fapt, mai multe persoane, 4-5 persoane, dar dumneavoastră ați descoperit ceva anume. Sau cărțile îmi vorbesc despre o relație în secret cu o persoană care este căsătorită și cu care v-ați certat. Există separare. Dar pasiune foarte mare între voi doi. Ce se întâmplă cu această relație? Da, cred că este vorba pentru majoritatea despre o relație cu o persoană căsătorită sau o persoană care se află departe de voi, care se află în altă țară, dincolo de o apă, dar o persoană cu care aveți o relație în secret. Această persoană se gândește foarte mult la voi. Voi așteptați vești de la el sau ea. Certurile acestea, nu știu dacă sunt la voi sau în familia persoanei acesteia care gândește la voi. Pentru că cineva gândește foarte mult la voi și o să vă dea de veste. Dar aici voi știți că această persoană este căsătorită și s-ar putea ca persoana cu care este căsătorită, această persoană specială la care voi vă gândiți, să-și fi dat seama. Da, să-și fi dat seama și să se ajungă la un proces de divorț. Oh, nu știu pentru ce e mesajul ăsta. Dar să știți că persoana la care, dacă voi sunteți într-un trio și vă gândiți la o persoană anume, persoana aceasta ajunge la divorț pentru că descoperă, cealaltă persoană descoperă această relație în secret pe care o are cu dumneavoastră. Bineînțeles, energiile se pot întrepătrunde, pot fi și altfel, dar oricum căsătoria aceasta era destul de sterilă. Era bazată mai mult pe... pentru că este de mult timp, da? Persoanele acestea implicate aici le văd ca între 39-47 de ani aproape, sau în orice caz majoritatea, și parcă sunt căsătorite de cel puțin 11 ani de zile, câteva, da?
Dar, în orice caz, persoana care este căsătorită vrea să plece. Vrea să plece și planifică această plecare cu cap. Cineva o ajută pe această persoană să plece din familia sa, există acest ajutor. Dar nu știu pentru cine este mesajul. Stați un pic că mi-a căzut o carte. Imediat. Să iau eu carte care a căzut pe jos. Ok. Haideți să vedem ce ne arată tarotul, dacă ne arată aceeași poveste sau ne arată o altă poveste. Dar cineva este hotărât să divorțeze în urma unei dispute, unor certuri. Nu neapărat că persoana aceasta va afla, însă persoana care pleacă și vrea să divorțeze descoperă această pasiune în sfârșit care o are, eu zic că pentru dumneavoastră, dar voi sunteți liberi să vă așezați cam unde sunteți, pentru că energiile se pot întrepătrunde, iar eu pot să mă refer la voi sau la persoana cealaltă și să fie vorba despre altcineva. Da, o dragoste foarte, foarte mare între voi doi, o pasiune foarte mare, o relație de suflete pereche, suflete gemene, dumneavoastră știți mai bine, căci nu vreau să categorisesc această conexiune. Voi știți care este eticheta acestei conexiuni, dar ce pot spune de aici din cărți este o atracție puternică, o conexiune deosebită. Un nou început, dragii mei, ce frumos! Un nou început cu această persoană. Această persoană poate veni de la drum, poate fi într-o țară străină, poate fi de origine diferită, deci de o altă naționalitate sau o religie diferită, în orice caz, sau departe pur și simplu de voi, dar un nou început. Această persoană vine de la acest drum, vine de la un drum și veți avea un nou început. Nouă poveste de iubire. Se leagă această conexiune între voi și mai mult. Oh, wow! Dragii mei, vă drag, scorpion, pești, capricorn, taur, leu, ca și semne zodiacale. Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Balanță, de asemenea. O nouă poveste de dragoste, o nouă iubire, adică între voi și această persoană. Nu cred că este o persoană nouă. Cred că această persoană vine sau revine, mai bine spus, în viața dumneavoastră sau se hotărăște, alege, da? Pentru că descoperă ceva și veți primi vești de la această persoană. Ia, haideți un pic să vedem. Să clarificăm această carte cu această descoperire. Eu cred că un secret, da? Dar vedeți, energia sau conexiunea dintre voi este protejată. Intuiția acestei persoane îi spune că trebuie să plece. Sau în orice caz, persoana aceasta care este căsătorită, înțelegeți? Ea trebuie să plece, să desfacă această ceartă, această karmă, această căsătorie karmică, o relație karmică. Și vine cu o propunere, cu această propunere de dragoste, cu acest nou început. Rugăciuni foarte multe, foarte multe rugăciuni din partea, na, unei persoane anume. Persoană care s-a. Puteți fi voi, da? O persoană care s-a rugat și s-a îndepărtat și a rugat Universul să așeze lucrurile așa cum trebuie ele să fie așezate. Iar lucrurile vor fi așezate doar printr-un sfârșit. Iar acest sfârșit, simt că este acest proces, da? Acest proces, acest divorț. Și după acest divorț va fi acest nou început. Foarte frumos. Nu știu pentru cine este mesajul, dar un divorț este pe cale să se întâmple, dragii mei, aici.
Haide să vedem ce mai putem afla de aici, ce mai putem afla. Ce mai putem afla? Este doar o chestiune de timp. S-ar putea ca persoana aceasta sau dumneavoastră să mai aveți nevoie de timp să digerați lucrurile pentru a progresa, pentru a putea merge mai departe. Da? Da? Dragii mei, uitați-vă pasiunea, câte cărți se dublează aici. Pasiunea este foarte mare, vă placeți reciproc, vă simțiți bine reciproc și această uniune pe care o aveți voi doi, dacă o pot numi așa, este o conexiune pură cu sentimente egale și care le pe care le manifestați ambii într-un mod deosebit, dar acest trio va lua sfârșit prin acest divorț. Da? Acest trio va lua sfârșit, simt, prin acest divorț. Haideți, dragii mei, să vedem ce vă transmit îngerii. Ce vă transmit îngerii? Ce mesaj au îngerii pentru voi? Ok. S-ar putea ca voi să vă gândiți acum în acest moment că este vina dumneavoastră. Este vina dumneavoastră că se ajunge la acest divorț. Este vina dumneavoastră că s-a ajuns poate deja la acest divorț. Nu, nu. Îngerii și Dumnezeu vor să știe că este nevoie ca voi să vă îndepărtați de această gândire și să nu, să nu vă mai simțiți vinovați. Pentru că voi vă simțiți vinovați în acest moment. Când voi ajungeți la în punctul în care lăsați lumina să strălucească în interiorul vostru, voi deveniți o sursă de inspirație pentru ceilalți. Și trebuie să vă iertați pentru ce credeți dumneavoastră că ați făcut și că ați făcut greșit și să primiți dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, care vă iubește fix așa cum sunteți. Deci nu vă mai simțiți vinovați pentru acest divorț, pentru acest trio, pentru această separare. Ea de mult trebuia să aibă loc. Trebuie să învățați din greșelile voastre și să profitați de ceea ce ați învățat pentru a crește și nu pentru a diminua energia. Da? Și nu pentru a diminua energia. Pentru că voi sunteți deconectați de la obiectivul vostru principal în viață, de la țelul vostru, de la drumul pe care trebuie să fiți și sunteți distrați de ceea ce se întâmplă în dumneavoastră, în jurul dumneavoastră. Acest divorț, această relație de căsătorie sau ceea ce se întâmplă nu vă aparține vouă. Persoana respectivă se va ocupa. Voi aveți un acest frumos nou început în dragoste, acest capitol se va sfârși și veți avea un progres. Da? Veți avea un progres, nu trebuie să vă simțiți, eu știu, înglobați de ceea ce se întâmplă și energia pe care ceilalți o au în jurul dumneavoastră, să nu vă lăsați influențați de aceste evenimente. Aveți forța și posedați forța să respingeți aceste evenimente, nu vă aparțin. Deci ceea ce se întâmplă cu această familie care va divorța, să știți că nu sunteți voi de vină și nu din cauza dumneavoastră se produce această separare. Da? Dragii mei, aceasta este etalarea de astăzi. Nu știu pentru cine este acest mesaj, dar este un mesaj, cu siguranță un mesaj important pe care cineva trebuie să-l audă. Sper ca acest mesaj să ajungă la persoanele care trebuie să-l audă și să știe care sunt opțiunile sale și care ar fi
ar fi, eu știu, finalul acestei povești de iubire. Dragii mei, vă las cu bine, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!